Salutare tuturor, bun venit la Electric Life! Astăzi vreau să vă arăt un mic dispozitiv care este foarte folositor în aplicațiile din casă și din jurul casei și este vorba despre un releu de timp cu programare de la Teben, un TR610 Top 3. Vă arăt imediat. Să scoatem din cutiuță, care arată în felul următor și care poate fi programat în fiecare zi și săptămânal și chiar întregul an, ca să deschidă și să închidă circuitul la anumite ore. Are nevoie doar de fază și nul, iar în partea de jos este practic contactul care unul este normally close, unul normally open. În mijloc se duce faza, iar programul își va face datoria în funcție de cum îl programați și va închide sau va deschide circuitul la anumite ore. Bun. O să-l montez și o să încercăm să-l programăm, să vă și arăt cum. Poate fi folosit în multe situații. Eu l-am folosit mai de mult, dacă nu mă înșel, într-un proiect de la un bloc. Avea o grădină interioară și acolo avea 6 lămpi de grădină. Era programat să se aprindă la 5 jumate sau 6 seara pe timp de iarnă și să se stingă la ora 7:30 dimineața. Cum v-am spus, el poate fi programat pe luni, așa că pe timp de iarnă poate fi programat într-un fel, la anumite ore, pe timp de vară la alte ore, poate fi programat în funcție de zile la anumite ore, adică luni să pornească sau să închidă circuit sau să deschidă la ora 7 sau 8, marți la 9, joi la 5 dimineața și la ce, practic la ce ore doriți să închidă sau să deschidă circuitul. Bun. Se pot folosi în tot felul de aplicații. Foarte simplu de folosit și foarte practic. De exemplu, puteți, cumnatul meu are așa ceva, puteți ridica jaluzele sau coborî jaluzele la anumite ore, de exemplu, el la ora 7 le ridică, la ora 8 seara le coboară. Așa este programat, în fiecare zi. Dacă vrei sâmbătă, duminică, că ești liber și să dormi mai mult, poți să le ridice jaluzelele la ora 8 sau la ora 10, dacă vrei să dormi mai mult. În fine. Se pot folosi și la sistemul de irigație, de exemplu. Puteți să-l programați la anumite ore vara să pornească și să se oprească după o anumită perioadă, să pornească iară după masa și imaginația este a dumneavoastră. Puteți face practic orice, la orice oră cu aceste dispozitive. Bineînțeles că puteți pune și mai multe pe alte circuite. Puteți folosi mai multe dispozitive de genul ăsta și practic aveți o mică automatizare programabilă, ca să zic așa. Bun, o să conectez unul dintre ele, primul de aici, să zicem, și o să încercăm să-l programăm, să vă și arăt cum se face. Nu e mare filozofie. Bun, cum am spus, are nevoie de fază și nul, ca și în schema alăturată. Sunt și, și alte modele, de exemplu TR612 Top 3 sunt cu două contacte pentru două circuite, bineînțeles ceva mai scump. În plus de asta, ce mai are acest dispozitiv? Acest releu de timp programabil mai are un locaș aici
Dacă se vede, se introduce un stick pentru Bluetooth, puteți să-l conectați la telefon și cu o aplicație, o să vă arăt imediat, de pe Google Play, poți să ai pe telefon și să programezi timp de un an de zile cum vrei tu. Bun. Să-i dăm bătaie, să-l conectăm. Pentru el avem nevoie de protecție 16 A maxim. Puteți folosi și 10 A și 16 A. O să iau pentru circuitul nostru, o să fac pentru o lampă, să vă exemplific cum va veni. O să luăm una de 10 A de aici. Da? Și vom face în felul următor. Din acest 10 A voi coborâ la 10 A. Bine, deocamdată eu vă exemplific aici, pentru că de obicei eu în tablou pentru mici automatizări lucrez cu conductor lițat 1,5 mm sau 2,5 mm pătrați cu pini, dar aici vă arăt să poată să stea și frumos ăsta să vedeți mai bine. Bun. O să-l tai aici. O să conectăm primul fază. Nu este cu șurub, este doar prin push button, ca să zic așa. Apeși și a intrat în locaș. După care poți să-l scoți, bineînțeles, apăsând cu șurubelenți aici și tragi de el. Pe fază și pe nul, fiecare are câte două contacte, două intrări. Practic, eu de aici pot să alimentez contactul numărul 1, numărul 2, intrarea pentru acel contact. Și vom face în felul următor. Vom lua fază de aici. Aceeași fază de pe acel circuit și o vom duce pe jos la contactul numărul 2. Și îl punem în contactul numărul 2. Bun. Vom proceda cu nulul. La fel. Doar pe jumătate, de fapt. Vom pleca de sus din bara de nul. Așa să se vadă tot tabloul. Vom pleca de sus din bara de nul, deci bara de nul care aparține diferențialului pe care sunt MCB-urile de unde luăm practic faza și o vom duce la contactul de nul al releului. Bun. Și acum avem alimentare fază nul pe releu și am luat faza și am dus-o la contactul numărul 2, care este
comunul celor două contacte, un normally open și normally closed, iar spre lampa noastră, vom pleca în felul următor. Luăm nulul, același nul, da? Putem să luăm din bara de nul de sus sau de aici, de jos, de la releu. Faza o vom lua de la contactul normally open, care va deveni normally closed când îl vom programa la și, bineînțeles, conductorul de PE care merge la carcasa lampei, pentru că am o lampă cu carcasă metalică. Am alimentat tabloul nostru pe general. O să pun și siguranța fuzibilă separator. Închidem, dăm drumul la diferențial, la siguranța noastră și începe încet încet să se deschidă releul nostru. Și acum va trebui să-l programăm, bineînțeles. Să dăm un pic mai aproape. Dacă și putem. Ok, o să dau un pic dispozitivul jos aici și ne indică acolo 2 ceșprache sau cum merge mai departe. English, hai să fie pe engleză și dăm OK. Form date. Form date. OK. 31 a 12 2000, să vedem, să dăm pe vedem, OK. Dăm formatul ăsta. 2022. OK. Luna întâia. OK, de el știe. De ziua, în ce zi suntem din, nu știu. Da, suntem în 23, se pare că. Time. Să vedem ce formă a timpului dăm. 24 de ore. OK. Îi dăm 24 și este ora 18:45. Atâta și e. Se pare că OK. Un moment că nu văd ce scrie acolo. Sunday, Wednesday, Europe. OK. 23 ianuarie 2022, 18:46.
Ok. Avem ora, data și ne ducem la meniu, program. Ok. New. Nou. Ok. Memory free. On. Să punem ora. Este ora 18. Și vom pune ceasul. Ceasul. Vom pune să se aprindă la 18 și la 18 și cât e acum? 47, 48, să zicem la 49, să nu să apuc să programez. Deci 18. Pe 49, hai. Țin apăsat. 47, 48, 49. Ok. Și Monday. Ok. Îi dăm copii. Ok. În fiecare zi a săptămânii, să zicem. Da? Îi dăm încă o dată OK. Save. Off. La. OK. La. Ora 18 ok 18:50 să zicem. Ok. În fiecare zi. Bun. Monday, copy, ok. Ok. Save, ok. Nu mai ne trebuie. Și am ieșit. Să vedem la ora 18:50 trebuie să practic să dea afară. Bun. Cum am zis, aici are un lucraj, puteți cumpăra acel stick. Uite, a dat la și 50, a dat afară. Bun. Puteți cumpăra acel stick tot de la Teben, îl găsiți pe internet undeva la 40 de euro. Dacă doriți să faceți programări mai complexe, se conectează prin Bluetooth pe telefon și de pe telefon puteți programa dispozitivul. Bun. Relee smart, smart. Relee programabile, nu smart. Relee programabile bune pentru gospodărie, zic eu. Puteți folosi în diferite aplicații, lămpi de grădină, jaluzele sau irigație chiar. Irigație puteți face în lunile de vară să aveți 3-4 luni programat în fiecare zi la oră să pornească pompa, la altă oră să se oprească și tot așa. Puteți încadra și lucruri mai smart, ca de exemplu senzori de umiditate pentru irigație, senzor de pentru lumină, dacă doriți să pornească automat și
mult mai multe aplicații. Deci cam asta cu băiatul nostru. Bun, să vă arăt și aplicația pe telefon unde puteți intra pentru acel stick cu conectare Bluetooth. Intrăm pe Magazin Play, ne ducem la TBN, TR610 și avem o aplicație aici, Obelisk Top 3 pentru TBN. Dăm pe ea, instalăm. Se instalează, doar că în momentul ăsta va trebui să aveți acel stick care va trebui conectat la releu. Deschidem aplicația. Se deschide aplicația și aici deja permitem. Și aici deja, după cum se vede, telefonul se conectează la releu, doar că va trebui să aveți acel stick introdus în releu. Bun. Nu e cazul. V-am arătat doar cum se procedează. Și cam asta e. Nu mai programăm nimic. Folosiți în diverse aplicații. Bun. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un share, un subscribe. Trimite prietenilor, poate le e de folos. Noi ne vedem la un video viitor. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao.